Urmărești Jurnalul de Sănătate, un podcast recomandat de Vedra International. Salutare, prieteni, sunt Andrei Iordache. Astăzi stăm de vorbă despre răceli, gripe, că a cam venit sezonul. Nu vrea nimeni să fie răcit, dar ce să facem, se întâmplă. Și am aici alături de mine pe prietena mea, Tania. Bună, bună. Tania! Bună! Ce faci? Bine! Cum te simți? Bine, mă simt bine. Știi că e sezonul răcelilor? Da, știu că este. Și cum? De unde apar gripele astea, că eu nu știu? Păi, se face și rece și poate vine și frigul și poate și de aia. Așa, păi ce treabă are frigul cu răceala? Poate că e și de la frig. Așa. Că poți să răcești un frig dacă stai. Păi de-aia zice răceala, de la frig, nu? De la rece, receală, nu? Da. Așa ziceau și bătrânii latini pe vremuri. Așa, zim. Și altceva mai e? Ce apar? Ce sunt astea? Virusuri, chestia am auzit. Virusuri? Așa, și astea ce sunt? Răceli, virusuri, gripe. Mă înțeles că zici chestii mici, mici, așa. Păi, sunt mici, da, da. Nu le vezi, sunt foarte mici. Cât de mici? Nu știu cât de mici, dar Bordorez? Știu. Păi, le vezi. Da, deci trebuie să fie mai mici. Da. Tu ai fost vreodată răcită? Da, am fost. Și cum a fost? Păi, ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut. Nu? Așa, zi. Păi, eram înfundată și tușeam și nu era bine să tușesc și să fiu înfundată. Cum facem, hai să le spunem copiilor, cum facem să stăm departe de răceli de gripe? Ce putem să... Păi, să nu alergăm, pentru că dacă alergăm foarte rapid, tușim și poate din tușit putem să luăm și o răceală. Și cei care sunt răciți să stea acasă, ca să nu dea la ceilalți copii, ca să se facă și mai rău. Ok. Ei, și dacă cumva am luat răceala, gripa, ceva, ce facem? Păi stăm în casă, ne jucăm în casă, ne uităm la un film, citim o carte, stăm în pat și dormim mai mult. Și ne trebuie și un tratament, ceva? Ceaiul e bun? Da, este bun. De ce? Pentru că este cald și ajută gâtul. Așa? Și altceva ce mai putem să facem? Păi, putem... Deci ne trebuie ceai, apă de mare, stat în casă. Da, stat în casă. Da. În pat să... Putem să facem ceai cu apă de mare? Iată. Nu. Nu? Nu se poate face. Așa, bine. Ok, bine, mulțumesc, Tania. Asta a fost, prieteni, mulțumim că ați fost alături de noi, vă așteptăm și data viitoare, rămâneți sănătoși, pa, pa! Ai urmărit Jurnalul de Sănătate, un podcast recomandat de Vedra International.